un bărbat din comuna Brazii a încercat să își împingă tractorul defect la vale, însă și-a găsit sfârșitul sub roțile acestuia. Creativitatea unui tânăr de 17 ani care a desenat pe o boltă ornamentală din Parcul Pădurice a fost sancționată de jandarmii arădeni. Ziua mondială a sindromului Down a fost marcată la Arad, la Colegiul Pedagogic Dimitrie Țichindeal, de această dată printr-un eveniment sportiv al asociațiilor Integra și ACS Bravi, împreună cu asociația Mobilizează-te, FCC UAV și Inspectoratul Școlar Județean. Odată cu primăvara și încălzirea vremii, românii încep să muncească pământul. Trebuie însă, înainte de toate, să avem grijă de noi și să nu ne expunem diverselor pericole. Astăzi, de exemplu, o persoană a fost strivită de propriul tractor, un bărbat din comuna Brazii, care, încercând să își împingă tractorul defect la vale, și-a găsit sfârșitul sub roțile acestuia. Tragedia ne reamintește importanța siguranței personale și a măsurilor de precauție atunci când lucrăm în gospodărie sau pe teren. Este esențial să acordăm atenție echipamentului pe care îl folosim și să ne asigurăm că respectăm toate procedurile de siguranță pentru a preveni accidente similare. În acest sezon să ne amintim că prevenția și precauția sunt cele mai bune metode de a ne proteja pe noi înșine și pe cei dragi. Bună seara! Bună seara! Ce faceți aici? Desenam. Ce anume? Asta. Cu ce? Cu marker. E marker permanent? Da. Știți că ceea ce faceți dumneavoastră este o contravenție și se sancționează conform legii. Și pentru treaba asta o să vi se confiște markerul. Un tânăr de 17 ani care desena cu un marker permanent o boltă albă a fost prins de jandarmi chiar în timpul actului artistic. Băiatul a rămas fără marker și a fost sancționat pentru că a deteriorat prin desenare obiecte de folosință comună din locuri publice, faptă sancționată prin legea 61 din 1991. Președintele PNL Arad pe lista Alianței de Guvernare pentru alegerile europarlamentare. Biroul Permanent Național al PNL a votat lista candidaților partidului pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, Aradul fiind reprezentat de Gheorghe Falcă. Pe lista Partidului Național Liberal se află Rareș Bogdan, Dan Motreanu, Adina Vălean, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Mircea Hava, Gheorghe Falcă, Virgil Popescu, Alexandru Muraru și Mara Mareș. De asemenea, Biroul Permanent Național al PNL i-a validat pe Justin Cionca și Călin Bibarți drept candidați pentru funcțiile de președinte al Consiliului Județean Arad, respectiv primar al municipiului. Președintele Justin Cionca va candida pentru al treilea mandat la conducerea Consiliului Județean, iar primarul Călin Bibarți pentru al doilea. Parcul Mihai Eminescu din municipiu a fost gazda Inspectoratului de Poliție Județean Arad, care a organizat astăzi Ziua Porților Deschise. Polițiști de la rutieră, ordine publică, proximitate, conductori câini, prevenire, siguranță școlară, criminaliști și mascați au prezentat dotarea IPJ Arad, autospeciale noi, precum și elemente de armament. Du-te, Caleb, în loc la... Nu aud niciun mulțumesc. Ne-a terminat. Dar ce-am prezentat? S-o și ăsta e ca un scurt. Nimica. Pe rând. Imediat. Ce? Pune așa scurt? Simți ceva? Nu. Nimic. Deci radarul ăsta. Se pune ochiul aici. Este un punct roșu, punctul la roșu pui pe mașina care vrei. Și în momentul în care ai pus punctul roșu pe mașina pe care vrei să iei, apeși pe trăgaci, îți arată numărul pe care veni. Au avut loc demonstrații și exerciții pentru copiii prezenți. 3, 2, 1 și... În cadrul acestui exercițiu avem o mașină care este urmărită. Mașina a fost interceptată de către dupa din față. Colegii mei, mascații, se dau jos din mașină și vă rog să vedeți scuturile cu care se protejează atât pe ei,
cât și pe cei care sunt în spatele lor. Atenție, vine o fumigenă. Aceasta este aruncată sub mașină pentru a avea grijă. Atenție la copii acolo, vă rog frumos. Pentru a avea grijă că cei din mașină nu văd, da? Nu vă speriați, este doar fum. Este doar fum, da? În acest moment se scoat infractorii din mașină. Tirea este un ciobănesc german, după cum vedeți, Italia ciobănescului german este mult mai robustă față de cea a ciobănescului belgian Malinois, iar acum Kira este un cățeluș ca oricare alții care își dorește aplauze de la voi. Cei mici au fost impresionați de tot ce au văzut în parc și unii dintre ei se gândesc chiar la o carieră în poliție. Mie mi-a plăcut armele. De ce? Pentru că mergem în luptă, ne apărăm cu alea. Mi-au plăcut armele pentru că era prima dată când am luat o armă adevărată. Mi se așa. Tu ce vrei să faci când vei fi mare? Polițai, spune. Polițai. Mie mi-au plăcut mai cățelușii. De ce? Pentru că sunt foarte drăguți și cu ei putem lua... Pot mirosi hoții. La cățeluși. De ce? Că erau foarte drăguși și arătau foarte pufoși. O mașină de poliție. Am mai văzut o motocicletă de poliție pe care ne-am urcat pe. A fost interesant. Îmi place că are consolă foarte, foarte mare. Mi-a plăcut aia cu aprentele. Cum a fost? Bine. De ce ți-a plăcut? Mi-a plăcut că m-a făcut pentru o zi criminalist. De poliție. Și cum e să fii polițist? Bine. Ce vrei să faci când fii mare? Polițist. Cățelușii mi-au plăcut. De ce? Arătau chiar drăguți. În plus, am vrut să zic că când am așa un pic mai mic, chiar vreau să devin polițist când o să fiu mare. Și acum că ești mare, ce vrei să devii? Tot polițist. De ce? Fiindcă... Astează oamenii duci la închisoare și chestia asta face un lucru foarte bun. Am văzut multe mașini și armele și mi-a plăcut foarte mult căței. Activitatea a fost organizată în cadrul Zilei Poliției Române, sărbătorită în fiecare an pe 25 martie. Începem, cum îi spunem noi, sărbătoarea Zilei Poliției Române, sărbătorită în fiecare an la data de 25 martie. Activitățile de Ziua Poliției Române încep aici, în Parcul Mihai Eminescu, pe o vreme absolut minunată, cu Ziua Porților Deschise, unde până la această oră au venit foarte, foarte, foarte mulți arădeni, elevi, copii, chiar și studenți și sperăm noi, viitori colegi, să ne cunoască efectivele noi, dotarea nouă și mai clasică, să îi spun așa, a noastră. Au fost foarte mulți oameni până la ora actuală și așteptăm în continuare foarte mulți oameni și arădeni și sperăm să avem o zi cât de frumoasă. Au fost primite foarte bine exercițiile colegilor de la SAS și exercițiile conductorilor câini, iar atât colegilor mei care astăzi și în zilele următoare sunt în serviciu, cât și colegilor mei care au trecut în rezervă, le doresc la mulți ani de Ziua Poliției Române. Asociația Farmaciilor Tradiționale și a Practicienilor îndeamnă parlamentarii să adopte cu prioritate proiectul legislativ 111/2024, care propune ajustări esențiale pentru o mai bună distribuție a farmaciilor comunitare și asigurarea unui acces echitabil la medicamente și servicii farmaceutice de calitate pentru toți cetățenii. Demersul vine în contextul unei necesități de actualizare a reglementărilor în domeniul farmaceutic, evidențiată de situația actuală în care farmaciile sunt concentrate într-un număr prea mare în anumite zone, generând o competiție neloială și afectând calitatea serviciilor oferite pacienților. AFTAP a depus amendamente la proiectul legislativ susținute de 475 de farmaciști pentru a asigura o reprezentare justă a farmaciilor în mediul urban și rural și pentru a preveni crearea unui mediu prea competitiv care ar putea duce la închiderea farmaciilor independente și afecta profesia de farmacist. Propunerile includ stabilirea unei distanțe minime de 500 de metri între farmacii în mediul urban și o distanță de 2 km în mediul rural, fără a raporta la numărul de locuitori, pentru a încuraja înființarea și supraviețuirea farmaciilor comunitare.
Aceste schimbări legislative sunt menite să protejeze interesele pacienților și să promoveze o îngrijire farmaceutică de înaltă calitate, fără a aduce niciun fel de îngrădire a accesului la medicamente. AVTAP subliniază importanța acestui proiect de lege pentru sănătatea publică și independența profesională a farmaciștilor, apelând la suportul parlamentarilor pentru aprobarea acestuia în interesul tuturor cetățenilor și a industriei farmaceutice. Momente emoționante în sala Ferdinand a primăriei Arad la bilanțul rectorului Universității Aurel Vlaicu, Ramona Lile. Comunitatea academică, personalități din administrația locală și județeană, directori de instituții deconcentrate, directori de școli au salutat și aplaudat bilanțul unei instituții care a contribuit la dezvoltarea Aradului. Este un moment festiv în care rectorul prezintă, ca și în fiecare an, în fața Senatului Universității, dar de această dată, pe lângă Senatul Universității, sunt invitate oficialități și toate cadrele didactice de cercetare, cadrele didactice și personalul auxiliar, împreună cu studenții, pentru a vedea realizările pe care le are Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Sunt realizări extraordinare, poate pentru că am avut sprijinul tuturor autorităților, atât naționale, regionale și locale, și am beneficiat de foarte multe fonduri europene pe care poate alții nu o să le aibă. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad face parte din comunitate, face parte din cetatea Aradului și este firesc ca noi să avem cele mai bune relații cu toate autoritățile și cu toate instituțiile și cu mediul de afaceri din Arad și din jurul Aradului. Au transmis mesajele lor către comunitatea academică, înalt preasfințitul Timotei Seviciu, arhiepiscopul Aradului, primarul Aradului Călin Bibarț, subprefectul județului Doru Sinaci, vicepreședintele Consiliului Județean Arad Ionel Bulbuc, deputatul Sergiu Bâlcea și prorectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, conferențiar universitar dr. Andrei Angelina. Universitatea nu urmărește numai știință, și cultura am adăugat, și spiritualitatea unei zone. Ne dăm seama, după alcătuirea corpului profesoral, ce înseamnă acest lucru. Fiecare venind cu înzestrarea sufletească deosebită și cine trebuie să facă această unitate între toate sectoarele de activitate. Cel care stă în frunte și de aceea am remarcat, cred că cu toții, nu numai o dare de seamă a rectorului care își încheie un mandat acum, de fapt multiplu, dar desigur și acest lucru înseamnă că multiple sunt activitățile. Și oricât ar prelungi un mandat, tot nu poți să acoperi toate cerințele unei instituții. Universitatea Aurel Vlaicu din Arad a reușit în ultimii 3 ani să acceseze fonduri europene care au depășit de 4 ori bugetul universității. Peste 80 de milioane de euro au fost atrase de Universitatea Aurel Vlaicu din fonduri europene, naționale și locale. Cea mai mare pondere o au proiectele din fonduri externe nerambursabile, care însumează peste 60 de milioane de euro. Celelalte fonduri venind de la Ministerul Educației, Ministerul Cercetării, Compania Națională de Investiții și din finanțări locale prin Centrul Municipal de Cultură și Centrul Cultural Județean. Printre cele mai importante investiții se numără noul cămin studențesc al Universității de la Facultatea de Design, noul sediu al Facultății de Științe Economice, noul centru de cercetare în bioecoeconomie sustenabilă din Vladimirescu, fiecare dintre acestea aducând plus valoare nu doar universității, ci și orașului. Arădenii s-au bucurat de Noaptea de Poezie. Programul național promovează cultura scrisă în 10 locații din 7 orașe și implică poeți, actori, muzicieni și artiști vizuali. La Arad, evenimentul a fost coordonat de Hub-ul Cultural Marta și a inclus lecturi publice, recitaluri și intervenții artistice la sufrageria arădeană.
Ideea acestui proiect, inițiat de poetul Dan Mircea Cipariu, este de a promova poezia, și așa văduvită ca o literatură de nișă, și cam asta e, să promovăm poezia și poeții locale, la nivel național. Noi vom asculta pe poezia Roden, Lucia Cucureanu, Andrei Mocuța, Violeta Pintea și Internatul, alături de invitatul special online, Matei Vișnie, care va citi din creațiile lui într-un scurt videoclip. Muzicienii Maria Nicoleta Brola și Daniel Julian ne vor lăsa în momente muzicale, iar actorul Ioan Peter Pit, așa cum a zis și Ovidiu Balin, va citi din versurile poeților Arătem, plecați în raiul poeziei. Aloca Maria Dagmar, Petru M. Haș, Gheorghe Mocuța și Mihai Traianu. Artistul vizual, Laurean Popa, va prezenta o serie de videopoeme inspirate din poezia autorilor prezenți în acest spectacol. Acum puțină muzică, vă rog. Da, mulțumim. O să începem cu un cântec scris pe versurile unui actor și poet, actorul Emil Bota. Remember! Eram copii cu inimi mari, purtam sandale, purtam blete, adevăr era, ne era sete. Amândoi am avut idealuri pe care le-am făcut ferfeniță din cauza multor răsfoiri de pagini celeste. Eu aveam rochiță roșie din mătase și ploapele argintate un zip fin din Valea Fericirii. Tu îți ascundeai podurile ridicate din argilă și piatră, desenate atent pe planșele de lemn de tei. Andrei Mocuța este unul dintre scriitorii tineri arădeni care s-a remarcat încă de la debut, autor a unor cărți apreciate de poezie și proză. Andrei, te rog. Linia vieții. Dacă prind musca asta, Franța egalează, mi-a zis tata, mângâind aerul cu palma, concentrat ca un samurai. Era în urmă cu aproape 20 de ani. Urmăream într-o bodegă din Căciulata finala campionatului european dintre Franța și Italia. Hub-ul cultural Marta pregătește în perioada următoare mai multe evenimente. Cel mai mare va fi festivalul Underground, pe care le reluăm și la care tocmai am încheiat selecția spectacolelor. Vor fi aproape 40 de spectacole din România și din Europa, din țările din Europa. Vor mai fi 12 filme independente, adică va fi o mișcare de mare anvergură la nivel național. Biblioteca județeană Alexandru Dexenopol Arad a găzduit lansarea volumului Confreria Tropicana, romanul unei generații oprimate, semnat de Radu Dinulescu. Tropicana este closetul de la liceul Vasile Alexandri din Galați, unde se puneau la cale toate năzbâtiile. Acolo se fuma, acolo se povestea, se chiulea. Deci este un spațiu aproape mitic pe care toți gălățenii îl știu, chiar dacă nu erau la liceul Vasile Alexandri, care era cel mai faimos dintre liceele din zonă, Confreria Tropicana. De ce? Este al doilea al meu volum dintr-un triptic pe care îl numesc Trilogia Gălățeană. Două au apărut deja. Diversiunea Neter a fost primul și Confreria Tropicana al doilea. Sunt tineri care se unesc și într-unul și într-altul în grupuri care doresc să facă ceva special. Nu neapărat bine, și bine și rău, dar pe undeva este o pastișă la tot felul de confrerii care există în lume și care fac și desfac istorii și politici și așa mai departe, văzut la un nivel mai mic, la nivelul copiilor dintre 14 și 15 ani, la nivelul adolescenților 15-19 ani, și așa mai departe. Deci, Confreria Tropicana este confreria celor care se strâng
în closetul de la Vasile Alexandrii, care să hotărască viitorul lumii. Om de teatru și literat polivalent, Radu Dinulescu iubește scena și scrisul și nu doar atât. Este just apreciat ca scenarist, traducător, director de teatru, coordonator a numeroase proiecte culturale europene, profesor de teatru, creator și inovator al unor păpuși persoane gigant și care alegorice, coordonatorul și inițiatorul primelor spectacole de teatru 3D din lume, implicat în fenomenul teatral de pe mapa. Acest document a dat titlul primului volum, care se ocupă de cincinalul 1966-70. Confreria Tropicana se ocupă de următorul cincinal 71-75, iar volumul care urmează să apară până în 1980. Deci, practic, sunt trei cincinale. E un soi de a scrie literatură urmând întâmplător și cele cinci acte ale tragediei grecești, sau, dacă vreți, cinci ritmeme ale unui film bine făcut. O incursiune literară în complexul univers al lui Radu Dinulescu a fost pusă în scenă în sala de artă și multimedia a Bibliotecii Arădene printr-o inedită invitație la lectură, susținută de Mariana Tofan și Ioan Peter, actori ai teatrului clasic Ioan Slavici din Arad. Au ajuns în față la Dunărea și Viorel o trase ușor de mână spre restaurant. Unde mă duci? Să mâncăm. Nu mi-e foame, abia am mâncat. Stăm un pic și mi se face foame. Hai, hai să intrăm. Viorel deschise ușa care dădea din holul hotelului spre restaurant și intră primul. Violeta îi aruncă vorbele printre dinți. Ce faci? Ce fac? Intri ca un țăran în fața mea. La restaurant, bărbatul intră primul. Ca să-mi creadă golanii că e singură să înceapă să o fluiere. De unde știi? M-am documentat înainte să invit o doamnă la restaurant. Ce doamnă? Doamna Smărândița. Faci mișto de mine. Doamne, Violeta, întreabă-l pe taică tot cine intră primul restaurant. Ziua mondială a sindromului Down a fost marcată la Arad în sala de sport a Colegiului Pedagogic Dimitrie Țichindeal, de această dată printr-un eveniment sportiv al asociațiilor Integra, Asociația Persoanelor cu Dizabilități Mentale și ACS Bravi Arad, împreună cu Asociația Mobilizează-te FCCUAV, Inspectoratul Școlar Județean. Cu toți, de la campioanele mari și mici de la FCCUAV și până la numeroșii participanți, au valorizat persoanele cu sindrom Down. Sub organizarea Asociației Integra și Asociației Clubul Sportiv Bravi. Ne-am reunit împreună cu beneficiarii centrului de zi OPAL al DGSPC-ului și al membrilor, familiilor care au venit aici să petreacă timpul împreună cu noi. Ne bucurăm de tot sprijinul. De fapt, evenimentul nu ar fi avut loc dacă nu am fi avut porți deschise la PEDA și dacă nu ar fi fost alături de noi cu toată deschiderea echipele de basket FCC UAV ICIM Arad, senioarele, și FCC UAV ICIM Junior Arad, adică junioarele, care sunt cu toată dragostea alături de noi și care au venit să facă pereche, au venit să fie partenerii la basket ai persoanelor cu dizabilități intelectuale și în speță al persoanelor cu sindrom Down. Le mulțumim tuturor, mulțumim tuturor pentru sprijin, mulțumim TV Arad. Vă mai așteptăm și altă dată la evenimentele noastre. Am îmbrățișat această idee care ne-a venit printr-o invitație din partea profesorului Iasbinski și am vrut să ducem toată suflarea clubului cu toate cele trei categorii de vârstă. Aici mă refer la baby basket, mini basket și echipa de senioare. Nu facem altceva decât să ajutăm și să oferim un zâmbet printr-o îmbrățișare și prin a promova mișcarea care înseamnă sănătate. Tocmai de aceea îmi doresc ca să avem cât mai multe astfel de activități și să adunăm cât mai multe persoane, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi în această sală cred că e un eveniment deosebit și le mulțumesc pentru invitație. Simt foarte bine, mă bucur foarte mult că am fost invitați la această activitate. Ne încântă că sunt astfel de activități și dorim să facem acești oameni foarte fericiți. Sunt niște copii deosebiți, ei n-au nicio vină pentru faptul că nu sunt la fel ca și noi și din acest considerent mă bucur și întotdeauna sunt deschis la și îmbrățișez orice eveniment de genul ăsta. Mă bucur de toți cei care sunt implicați în,
în toată activitatea lor de zi cu zi, pentru educarea lor, pentru creșterea lor, pentru sfaturile, pentru îndrumările care le dau. Au tot respectul meu. Printr-un parteneriat cu Colegiul Național Preparandia Dimitrie Țichindeal, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad organizează, începând de luni, 25 martie și până pe 29, Săptămâna Carierei. Pe parcursul celor 5 zile, tinerii vor interacționa cu reprezentanța ai mediului de afaceri arădean. Antreprenorii vor împărtăși din experiența lor profesională. Aniela Mladin, managerul general al unei firme din Nădab, le va spune tinerilor ce înseamnă să administreze o afacere. Participanții vor afla detalii despre meseriile de bucătar și patiser cofetar, de la doi invitați speciali, șef Marcela și Anca Sturz. Președintele Camerei de Comerț, Gheorghe Seculici, spune că în prezent lipsa educației de calitate duce la o resursă umană insuficient calificată pentru domenii cheie, iar prima problemă pe care o reclamă mediul de afaceri în discuțiile cu Camera de Comerț este cea a lipsei forței de muncă calificată. Conform datelor INS, tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani sunt cei mai afectați de șomaj. Prin aceste întâlniri, Camera de Comerț dorește să faciliteze accesul tinerilor la antreprenori, de la care pot afla răspunsuri la o parte din întrebările care îi frământă. Mai multe detalii despre Săptămâna Carierei aflați de la profesorul Carmen Crișan, managerul Departamentului Formare Profesională. Telefon 0730188299, e-mail carmen.crisan@ccia-arad.ro. Guinea a debutat joi seară la ediția inaugurală a FIFA Series, competiția amicală organizată de Forul Mondial. Africanii au întâlnit reprezentativa statului Vanuatu și s-au impus clar cu 6-0 în duelul disputat la Jeddah în Arabia Saudită. Utistul Ibrahima Conte a fost integralist și a purtat banderola de capitan pentru echipa sa, care peste 3 zile va disputa al doilea meci al acestei acțiuni împotriva naționalei din Bermuda. FCC UAV Arad a învins Rapidul în primul tur al play-off-ului din Liga Națională, după ce s-a impus atât la Arad cât și la București, iar în semifinală va întâlni campioana Șepșii Sfântul Gheorghe, care a trecut la rândul său în doar două meciuri de Olimpia Brașov. Seriile semifinale se vor juca după sistemul cel mai bun din trei meciuri, cu primul și ultimul joc pe terenul echipei mai bine clasate în sezonul regulat. Așadar, seria dintre FCC, UAV și Șepșii va debuta la Sfântul Gheorghe pe 29 martie. Al doilea duel va avea loc în polivalenta arădeană pe 5 aprilie, iar meciul decisiv, dacă e necesar, se va disputa pe 9 aprilie pe terenul campioanei. În cealaltă semifinală, CSM Constanța pornește ca favorită clară împotriva celor de la CSM Târgoviște. Temperaturi foarte ridicate în următoarele ore, însă vremea ar putea să se strice pe final de weekend. La noapte se anunță cer mai mult noros, minimele termice vor fi de 5-6 grade Celsius, iar vântul va bate cu 11 km pe oră dinspre sud-sud-est. Ziua de sâmbătă vine cu cer parțial noros, maximele termice vor fi de 19-20 de grade. Vântul va bate cu 19 km pe oră dinspre sud, iar șansele de precipitații vor fi de 10%. Pentru noaptea de sâmbătă se anunță cer mai mult noros, minimele termice vor fi de 6-7 grade, iar vântul va bate cu 18 km pe oră dinspre sud-sud-vest. Pentru ziua de duminică se anunță averse izolate, maximele termice vor fi de 12-13 grade.
Vântul va bate cu 16 km pe oră dinspre vest-nord-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Noaptea de duminică vine și ea cu averse, minimele termice scad la 2-3 grade, iar șansele de precipitații vor fi de 40%. Săptămâna următoare începe cu cer parțial noros, maximele zilei de luni vor fi de 12-13 grade. Vântul va bate cu 22 de km pe oră dinspre vest-nord-vest, iar șansele de precipitații vor fi de 20%. În perioada 19-23 martie se desfășoară o nouă ediție a îndrăgitului târg de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Textil la Sala Polivalentă din Arad. Târgul de îmbrăcăminte și încălțăminte Expo Textil revine la Arad. De această dată avem un program special de marți până sâmbătă, datorită programului competițional sportiv foarte aglomerat de la sală, așa că invităm toți arădenii să ne viziteze până sâmbătă seara la ora 20, în cadrul sălii Polivalentă Victoria, unde vor găsi produse de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sezonul de primăvară, la prețuri accesibile, așa cum i-am obișnuit. Prin urmare, invităm toți arădenii să ne viziteze, cu siguranță nu vor avea ce pierde. Sutele de articole într-o explozie de culori așteaptă arădenii să își achiziționeze articole la prețuri de producător. Am revenit la Arad cu o colecție nouă, foarte îndrăzneață de vară. Avem o colecție foarte frumoasă de bluze, de fuste, de pantaloni, bineînțeles, rochii, care nu lipsesc din colecția noastră. Așteptăm toți arădenii să vină la târg. Culorile sunt minunate, culori de vară, culori prietenoase, călduroase. Vă așteptăm la târg. Cu ce ați venit de această dată la Arad? Numai cu noutăți. De fiecare dată aducem lucruri noi, frumoase, bluze, rochii, toate modele noi, bumbacuri, inuri. Am văzut foarte multe culori în colecția de data aceasta. Foarte multe. Acum vine primăvara, vine vara, deci sunt culori deja de vară. Și așteptăm arădenii să vină număr cât mai mare. Deja o tradiție, prezența deliciilor dulci te îmbie să le deguști. Produse de calitate, atent selectate pentru cei care vor vizita târgul Expo Textil. Articole pentru casă, lenjerii, accesorii, toate în același loc așteaptă cumpărătorii cu prețuri promoționale. Trendurile actuale și calitatea au făcut din Expo Textil un loc preferat și așteptat de fiecare dată cu entuziasm de arădeni. Iată și sacouri în culori vii pentru această primăvară. Le recomandăm cu drag și să știți că sunt la prețuri foarte bune. Vă așteptăm la Expo Textil. Programul de vizitare este de marți până sâmbătă, inclusiv între orele 10 și 20.